Bună ziua, dragi copii, și bine v-am găsit la lecția de geometrie. Astăzi vorbim despre figuri geometrice plane. Iată, am pus unele aici pe masă, cu siguranță le cunoașteți, poate le-ați învățat în anii trecuți. În timp ce vorbim despre ele, vă invit să vă gândiți ce obiecte din jurul vostru seamănă cu aceste figuri geometrice. Unde în jurul vostru regăsiți aceste figuri? Haideți să vedem ce este o formă geometrică. Este o formă realizată din linii drepte sau linii curbe. O formă geometrică poate să aibă 3, 4 sau mai multe linii drepte unite. Nu putem realiza o formă geometrică, de exemplu, din două linii. Iată, dacă am două linii de plastilină, două bucăți, nu pot să realizez o figură geometrică. Mai am nevoie de încă una ca să închid forma. Bun, să vedem, le recunoașteți pe acestea? Acesta este un triunghi. Câte laturi are? Liniile acestea de aici se numesc laturi. Să le numărăm. 1, 2, 3. Triunghiul are 3 laturi. Acesta este un pătrat. Câte laturi are? 1, 2, 3, 4. Acesta este un dreptunghi. Are tot 4 laturi, ca și pătratul. Diferența dintre ele este următoarea. Pătratul are toate laturile egale, în timp ce dreptunghiul are laturile egale, două câte două. Adică acestea două sunt egale și acestea două. Unde în jurul vostru întâlniți dreptunghiul? Poate coperta unei cărți are formă de dreptunghi. Poate ecranul televizorului? Acesta este un cerc. El este realizat dintr-o linie curbă. Nu mai are colțuri. Am încercat să realizez un cerc din plastilină. Vă invit și pe voi să realizați figuri geometrice din plastilină. Iată, am aici o plastilină roșie din care vreau acum să vă învăț să realizați un pătrat. Puneți plastilina pe masă și cu ambele mâini rotiți-o ușor ca să formați un șerpișor așa lung. Apoi așezați pe masă astfel încât și îndoiți plastilina astfel încât să obțineți un pătrat. Atenție, laturile trebuie să fie egale. Trebuie să modelați, să așezați, să fiți atenți. Iată, aproape egale. Colțurile trebuie să fie colțuri. Desigur, pornind de la această formă, mai departe, adăugând bucăți de plastilină, puteți să inventați o jucărie, să modelați altceva. Mai am aici câteva forme geometrice plane. Să vedem dacă le recunoașteți. Acesta este un triunghi. Cu ce seamănă? Poate cu acoperișul unei case. Dar dacă îl întorc așa, poate seamănă cu o eșarfă, cu un batic. Triunghiul are și acesta 3 laturi, ca și cel de sus. Toate triunghiurile au 3 laturi. Iată, un alt fel de triunghi stă în altă poziție și laturile lui au lungimi diferite. Este tot un triunghi, doar că altfel. Dar acesta, ce e acesta? Ce formă geometrică este? Câte laturi are? Are 4 laturi și este un romb. Cu ce obiect din casa voastră seamănă acest romb? Am o formă geometrică, tot cu 4 laturi. Oare știți cum se numește? Este un trapez.
Pot să-l întorc. Cu ce seamănă dacă îl întorc așa? Poate cu un ghiveci de floare sau cu o vază. Câte laturi are această formă geometrică? 1, 2, 3, 4, 5. Are 5 laturi și se numește pentagon. Ce ziceți de una cu 6 laturi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexagon. Bun, și mai am o formă pentru voi. O știți? Este un oval. Îl așez aproape de cerc. Este un cerc de care s-a tras puțin și a devenit oval. Bun, acum vă invit să modelați figuri geometrice din plastilină. Dar haideți să căutăm prin casă lucruri care seamănă cu unele dintre aceste figuri. Iată, cutia mea de plastilină, de acuarele, ce ar putea fi? Are formă de dreptunghi. Am aici un capac. Aici este forma de cerc. Un ou. Ce formă are? E un oval. Foarte bine. Iată o conservă. Ce formă regăsim aici sus? Este un cerc. Iată o cutie. Fiecare parte este un dreptunghi. Am și un ornament de brad. E în formă de triunghi. Foarte bine. Așa cum v-am spus, vă invit mai departe să căutați prin casă obiecte care au aceste figuri geometrice. Oare câte veți găsi? Până data viitoare, rămâneți cu bine, copii!